un grup de elevi de la școala Spiru Haret Bacău este implicat în aceste zile într-un amplu proiect multicultural derulat cu un oraș din Germania. 10 tineri, însoțiți de 2 lideri veniți din țara parteneră, desfășoară activități culturale, sportive, de socializare și cunoaștere reciprocă într-un schimb de experiență inedit. Totul a început în urmă cu 4 ani la inițiativa profesorului de matematică al școlii băcăoane, Gheorghe Gându. Mai mulți tineri care învață sau au fost elevi în școala Spiru Haret Bacău sunt implicați în aceste zile într-un amplu proiect intitulat Multi, într-un parteneriat derulat cu încă 12 țări din Europa. Practic, este vorba despre un schimb de experiență între tineri prin care fiecare interrelaționează, comunică, se cunosc reciproc, își dezvoltă spiritul de echipă, se familiarizează cu obiceiurile și culturile din țările din care provin, dar își și ocupă timpul liber din vacanța de vară într-un mod constructiv și plăcut. Acum au venit în Bacău prin acest proiect multicultural 10 tineri din orașul Oberhausen, Germania, conduși de 2 lideri. Sunt în Bacău, sunt din orașul Oberhausen. Das ist ein Projekt der Stadt Oberhausen. Este un proiect al orașului Oberhausen. Wir haben viele Partnerstädte, 12 Stück in ganz Europa. Sunt implicate 12 orașe din întreaga Europa. Und wir sind jetzt hier und vertreten die Stadt Oberhausen und nehmen an der Multi zusammen mit 10 Jugendlichen teil. Și suntem aici în Bacău cu 10 tineri din Oberhausen reprezentând orașul. Și îți place aici? Magst du unsere Stadt? Ja, die Stadt ist auf jeden Fall sehr schön. Das Wetter ist gut. Wir haben mit besserem Wetter gerechnet. Uns wurde gesagt, dass es hier nie regnet. A și ploua, dar vremea este foarte frumoasă. Ne place orașul. Ja, und die Stadt ist anders als Oberhausen, aber trotzdem schön. Orașul Bacău este diferit de orașul nostru, dar este frumos. Și ce anume te-a impresionat cel mai mult în Bacău? Was hat dir hier in Bacău beeindruckt? Ja, mich beeindruckt hier sehr, ja, ich sag mal, die Landschaft. Das Peisajele. Ist halt, genau. Ja, die Häuser, weil die, also viele Häuser nicht so sind wie halt bei uns. Casele, nu sunt ca la noi în Oberhausen. Genau. Und gerade die Familien, weil unsere Jugendlichen wohnen in Familien. Familiile, genau. Pentru că tinerii locuiesc în familii. Die sind halt sehr freundlich. Oamenii sunt foarte prietenoși. Jugendlichen fühlen sich sehr wohl, weil die machen alles für die. Și tinerii germani se simt foarte bine pentru că familiile din Bacău fac totul posibil pentru ca ei să se simtă ca acasă. Talk to us about the project you're involved now. Yeah, the project here in Bacău. Yeah, we are here with a group of 10 kids from Oberhausen and it's a youth exchange program. So every year, one year, kids from 12 countries come to Oberhausen to visit us and our kids in Oberhausen. And the next year, the kids from Oberhausen can go to 12 different countries. One of them is Romania. Este un schimb de experiență între Bacău și Oberhausen. Un an venim noi în România, în Bacău. Anul următor vin tinerii din Bacău în Oberhausen, iar tinerii noștri din Oberhausen pot pleca în oricare din cele 12 țări partenere. And what did you achieve during this experience? Pardon? Okay, the goal. What's the goal of this project? Here, first of all, it's giving kids the chance to meet each other, to get to know each other, get to know different cultures, the similarities, maybe the differences between different cultures, and I think that's a good way to to create a community in Europe and probably somewhere in sometimes in the world, maybe, but for now in Europe, I think it's. To talk to each other and to give the kids the opportunity to get to know each other and in different cultures, it's the best way to create a community in Europe. Se creează o adevărată comunitate în Europa. Tinerii au astfel șansa de a întâlni alți tineri, de a cunoaște alte țări, alte culturi, alte civilizații. Totul a început în urmă cu 4 ani, când profesorul de matematică al școlii Spiru Haret Bacău a fost invitat de către doctorul Singrid Marin din București să viziteze orașul Oberhausen din Germania împreună cu un grup de elevi. A fost doar primul pas pentru ca apoi proiectul să ia amploare, să se dezvolte, să atragă cât mai mulți tineri. Acum se lucrează cu 12 țări europene, de la Ucraina, Israel, Anglia, Franța, România, până la Polonia, Estonia sau Germania. Anul a primit
elevii acest proiect? Tinerii noștri sunt foarte entuziasmați, ei au posibilitatea să cunoască, să socializeze cu alți tineri din alte țări. V-am spus, în Germania sunt 12 țări din întreaga Europa și pentru ei este un schimb foarte interesant. Am preluat acest proiect în anul 2010, când am plecat la Oberhausen cu un grup de 10 elevi ai școlii noastre, în scopul de a cunoaște și altă cultură, în scopul de a interrelaționa și cu copiii din alte țări, pentru a le cunoaște obiceiurile, tradițiile, pentru a auzi și alte limbi, pentru a-și exersa limba engleză și limba germană, pentru a învăța ceva nou eventual. Până la urmă, orice ieșire ne învață ceva. Da? Copiii au fost foarte încântați, deși am venit foarte obosiți. Programul este destul de obositor. În cele 14 zile nu există nicio zi liberă la dispoziția noastră, dar în toate cele 14 zile fie am mers în proiecte și fiecare a învățat altceva, am avut ce povesti la sfârșit, fie am participat la o zi Human Rights Day, în care fiecare țară, fiecare echipă din fiecare țară a alcătuit câte un afiș, un poster foarte mare cu drepturile care sunt respectate și cele care nu sunt respectate în țara lui. Am mai avut și un social day în care am muncit, fiecare eu, de exemplu, am nimerit la un azil pentru persoane cu nevoi speciale și împreună cu ei am făcut pizza, am mâncat, le-am citit, am cântat. Alții, fiica mea, de exemplu, a nimerit pe o mașină de gunoi și a strâns, a făcut curățenie într-un parc din orașul Oberhausen, alții au văruit. Mă rog, foarte multe activități, fiind 400 de oameni acolo, sunt mult mai multe activități, pentru că trebuie să asigure tuturor un timp de lucru. După ce în 2008 și 2010 elevii băcăoane au fost în Germania, acum schimbul de experiență se desfășoară în România. Elevii germani au venit în Bacău pe 24 iulie și vor pleca pe 7 august. În tot acest timp au fost implicați în mai multe proiecte, au participat la cursuri de olărit, au învățat limba română, au jucat tenis, au făcut diferite aranjamente florale. Cu toții au făcut un tot unitar din care nu au lipsit distracția și voia bună. Și pentru ca interrelaționarea să funcționeze, fiecare elev a luat în gazdă un coleg din Germania pentru a-l obișnui cu tot ceea ce înseamnă viața în România. Cât de implicați sunteți voi elevii? Eu și cu Adelina suntem liderii grupului din România și toți sunt foarte implicați, având în vedere că fiecare are în gazdă câte un elev din Germania sau chiar câte doi în unele cazuri. Ai fost și în celelalte țări parteneri în proiect? Doar în Germania, numai nemții pot merge în alte țări ca Franța sau Israel. Cum ați fost primiți? Ce ați văzut acolo? Foarte bine, au realizat în detaliu fiecare proiect. În seara ne-au scos în oraș, fiecare am ieșit cu familia gazdă și fiecare zi a fost ceva nou. Cât de important este pentru voi o astfel de experiență? Foarte important, având în vedere că avem șansa de a cunoaște diferite naționalități, de a interacționa cu diversi oameni, destul de amuzant să auzi accentul fiecăruia. Ce înseamnă pentru tine ca tânăr un astfel de proiect? Învăț lucruri noi, cultură nouă și îmi fac prieteni noi și socializez. Și eu, cum sunt o fată foarte sociabilă, îmi fac prieteni noi una, două. Ai în gazdă un coleg din Germania? Da, am în gazdă o fată și un băiat, adică așa s-au aranjat și mă înțeleg foarte bine cu amândoi. Și sunt încântați de tot ceea ce văd în Bacău, de mâncarea noastră, de exemplu? Da, le-am dat sarmale, le-am dat mămăligă, le-a plăcut tot, le place și Bacău, chiar dacă este mai mic decât orașul de unde vin ei, dar tot le-a plăcut tot, nu-i problemă. Sincer, din cauza că am participat și acum 2 ani puțin, când au venit iarăși un grup de germani în România, mi-a plăcut foarte mult, așa că anul trecut am mers și eu în Germania împreună cu majoritatea copiilor de aici și chiar putem spune că este diferit, dar am încercat să recreăm aceeași lume care am avut-o acolo aici, ca ei se simtă ca acasă în mare parte. Pe tot parcursul vizitei, elevii au mai participat la acțiuni de ecologizare, au petrecut în familie, au mers în plimbări și drumeții. Noi am găsit în parcul Cancicov, unde organizau concursuri sportive și diferite jocuri de societate. Va urma apoi și o excursie pe Valea Oltului cu întreaga echipă de proiect. Va continua acest frumos proiect? Bineînțeles că va continua, nu este un proiect pe un număr de ani. E adevărat că în Germania este un pic mai interesant pentru că ne întâlnim toate cele 12 țări, dar și aici copiii au văzut că au ce face și au ce învăța.
Proiectul este finanțat din bugetul local, dar și din sponsorizări.